Ministrul familiei a anunțat că i-a transmis o scrisoare primarului din orașul de reședință al familiei de români. Dar autoritățile locale daneze au luat deja o decizie, susține Gabriela Firea. Odată externat, bebelușul a trecut în grija unei familii de asistenți maternali. Am transmis din nou disponibilitatea autorităților române de a aduce în România copilul și de a-l plasa în îngrijirea bunicilor materni. Am reiterat principiul internațional potrivit căruia este în interesul copilului să fie crescut în familia extinsă. Nu ne dorim să îngreunăm în vreun fel activitatea autorităților daneze, însă informațiile cu privire la situația copilului sunt îngrijorătoare. Măsura de plasament a fost deja instituită pentru un an de zile, iar băiatul se află la o familie maternală pe care părinții nu o pot cunoaște sau vizita. Autoritățile daneze ar fi transmis că starea de sănătate încă delicată a copilului nu-i permite să călătorească pentru a fi repatriat. În privința drepturilor minorului, în Danemarca se aplică în continuare prevederile Convenției de la Haga, spun experții. Măsura plasamentului e considerată una urgentă de protecție a minorului. Danemarca nu a adoptat regulamentul la Bruxelles, prin urmare competentă cu privire la luarea măsurii de urgență îi revine statului danez, de ce? Prin aplicarea principiului locuinței domiciliului obișnuit al minorului. Ori domiciliul obișnuit al minorului este în Danemarca. Nou-născutul a ajuns la spital cu hemoragie cerebrală la începutul lunii februarie. În aceeași zi, părinții lui au fost arestați preventiv, suspectați că ar fi bruscat bebelușul de doar câteva zile. Cei doi români neagă acuzațiile. Ei susțin că bebelușul ar fi avut unele probleme chiar de la naștere și că au încercat în zadar să obțină ajutorul autorităților. Cuplul a fost audiat de două ori, iar înfățișarea finală va avea loc pe 1 martie.